Astăzi se împlinesc 100 de ani de la deschiderea festiva cursurilor Liceului Dragoș Vodă, un eveniment important atât pentru instituția de învățământ, cât și pentru întreaga comunitate. Pentru a sărbători centenarul liceului, elevi, absolvenți, cadre didactice, precum și oficialități locale și județene, au participat la activitățile pregătite cu mult timp înainte pentru acest moment festiv. Eu încă am emoții, probabil că vor dispărea undeva duminică dimineața. E adevărat, ne-am pregătit foarte mult. Este un moment important pentru noi. Nu este lucru simplu sau lucru ușor să ai 100 de ani de educație în spate și educație de calitate și excelență în educație, și acest lucru ne obligă pe toți. Ce urmează? Ce se mai întâmplă în aceste zile? Urmează o dezvelire a unei plăci comemorative, urmează un spectacol omagial, mâine urmează lansări de carte, urmează o sesiune de comunicări științifice pe teme istorice, urmează un cross al centenarului și sâmbătă seara un bal al centenarului. Profesorul Marius Voinaghi a făcut o prezentare a expoziției CNDV 100 și a vorbit despre istoricul liceului. Iată că seara, la o oră destul de târzie, doamna Liga Adrian a lăsat în gazeta oficială un document datat 5 iunie la Sibiu, în care Dragoșul apare pe locul 5, de data aceasta, printre liceele de băieți înființate în 1909. Se pare că acela este actul de înființare acestor instituții de învățământ. Sigur că în acela stă la loc de cinste, pentru că avem liceul de băieți Dragoș Vodă, avem liceul de fete Domnița Ileana, astăzi liceul Penea, iar la etajul 2 exista școala normală. Primul corp profesional al fotografiei din 1920, după plecarea primului director în gen Sărășlav Mihai Minescu, domnul Petru Rafin, absolvent de satul Mare, a urmat cel mai longevit director Mihai Șerban, până în 1940, profesor de matematică, frumos, surprins de... Nu se zice, vorbesc deja de Șerban. Îl avem în sala profesorală, pictura... La Sere și-a fost director la Minescu. Șerban la noi. Generația 27, în centrul Gheorghe Drăguș, aceeași generație în întâlnirea de 10 ani în 37. Și din 37 aveam această tradiție a întâlnirilor de 10, 20, 20, 50 de ani, de zonții format, a avut anul ăsta 50 de ani de la absolvire. Modreanu, cel care a coordonat profesorul Ioan Modreanu, plecat în corpul tradițional mușcelan, societatea directorilor de la Vodă, două imagini foarte dragi la restanțe, toamne, la corigențe, profesorul Iosivaș cu Tănase, în spate o parte a României mari cu corona regală. Singurul absolvent de Dragoș Vodă, membru al Academiei Române, neam reziției cu Creolemul, paruței de Mihai Pop, care e fascinant ceea ce privește Maramureșul, pentru că unește cele două mari ale Visei, el fiind născut în Glot, dar pentru că taică s-o preocatolic în așa a preferat să vină la Dragoș Vodă pe jos, nu să stea în internat pe care ați voi. Surprins în mai multe ipostaze, dar pentru că ca student la Bratislava, dacă nu mă înșel, deja în 26, a făcut și student aici la București. Înrudit cu familia Lază, pentru că mama lui era sora lui Elie Lază. O fotografie dragă, inclusiv mie și domnului Bocoș, pentru că aici e surprins la așa de mijloc cu fața primăriei, cu Angelescu, cu Moisilcă, e o dragă pleiadă acolo. Pauzele au fost și ele antrenante. Elevii liceului au pregătit flash mob-uri la care s-au alăturat și conducerea liceului și cadrele didactice. Thank you.
Imagini de la acest eveniment puteți urmări începând cu ora 18:30 la emisiunea Lucruri, Fapte și Oameni de Valoare de la TV Sighet.